Oh, salut fraților și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să facem un car vlog cât de cât interesant, zic eu, în care o să vorbim despre acest Audi A8, pentru că nu am mai făcut car vlog în el de foarte mult timp și m-ați tot întrebat: băi, Bercea, de ce nu mai faci car vlog? Și uite că am ajuns să fac și car vlog, așa că vreau să apăsați pe butonul de like, pentru că o să vorbim despre ce modificări am mai făcut eu A8-ului. Între timp, papa, iubire, să nu vă, hai, nu vă uitați la fundul măgarilor, că eram pantalon scurt, știu, am pus să-mi deschide și mie poarta. Mă, ce mă spriet. Așa, deci, asta, ia stai mă, dă-i o trapa. Așa, s-a făcut lumină. Astăzi o să vorbim despre ce modificări am făcut și ce urmează să-i mai fac. Bine, a fost o singură modificare, bine, nu neapărat modificare, cât... o chestie așa care trebuia. Deci, în primul rând, i-am... Bine, nu mai vorbim de schimbat uleiuri și ăștia, că le-am schimbat, urmează în cutie. N-am avut timp, am o perioadă infernală, băieți. Nu pot să vă spun ce este, dar este cea mai grea perioadă din viața mea, din toate punctele de vedere. Alergătură foarte multă și credeți-mă că am multe momente în care simt că cedez psihic, pentru că sincer nu mai pot. Stai, stau și eu, GoPro, așa. Și n-am avut timp să mă duc să-i schimb ulei în cutie și trebuie neapărat să mă duc să-i schimb, pentru că îmi stă în creier, pe creier, pe cum vreți voi să-i spuneți, și sincer nu pot să-l țin așa. Dar haideți să revenim. Deci, ce modificări am făcut mașinii? Știți foarte bine, avea niște cauciucuri foarte proaste, adică ele nu erau proaste ca și cauciucuri, erau chiar Michelin Landscape, doar că eu nu puteam, frate, nu puteam, chit că nu era bine să-i cumpăr cauciucuri, Doamne ajută, pentru că nu știu dacă o să păstrez aceste jante sau nu știu ce o să fac. Băi, am ales, frate, știi ce, îi cumpăr alte cauciucuri noi, nouțe, eu sunt adeptul cauciucurilor noi. Adică dacă cauciucurile sunt noi, da, frate, second nu se merită. Nu luați cauciucuri second, părerea mea, frate. Eu n-am, adică nu știu, poți să le prinzi tu bine, poți să fie nu știu cum, nu știu. Eu am luat cauciucul nou, nouț, știu totul despre el, știu că este nou, știu că am garanție, știu că nu mă interesează nimic. Și le-am prins la super ofertă, cu reducere chiar 20%. Nu sunt vreo firmă, dar tocmai de asta am zis, bă, hai să nu dau foarte mulți bani pe ele, pentru că... eu zic că nu se merită, deoarece nu știu dacă o să păstrez jantele astea, știi, de pe ea. Dar am zis să-l iau și oricum mi le-am luat în mărimile ei, pentru că ea avea 255 pe 4, 15 pe 20, ceva total aiurea, și eu i-am pus mărimile ei, care sunt din carte, de pe stâlp, de unde vreți voi, 265 pe 40 pe 20. Acestea sunt niște mărimi foarte scumpe, pentru că nu știu de ce, adică dacă luam pe 21, era... S-a fi avut jante pe 21, erau mai ieftine cauciucurile, nu știu din ce cauză, dar mă rog. Am luat niște cauciucuri, nu știu cum se cheamă, uite că nu mai știu acum firma, Triangle sau ceva de genul. Că îmi fac reclamă, că până la urma urmei le-am cumpărat. Nu zic, da-s mulțumit până acum, au deja la mine cât 1000 de kilometri, pentru că m-am tot plimbat în perioada asta cu mașina, n-au mărit nimic, s-au comportat exemplar. Parcă, să zic că sunt puțin telgălăgioase, dar foarte puțin, adică le auzi uneori. Dar depinde și de asfalt, știi? Dar oricum, în rest, n-am nimic de reproșat și de asta, așa. Urmează să mă duc să-i schimb uleiul în cutie, dar înainte de asta urmează o mare, nu știu cum să-i zic, nu modificare. De fapt, ba da, pentru că o să-i facem ceva... Wow, adică cred că astăzi este când eu filmez acest car vlog. Bine, deja am dus-o acolo, deci o să fie nebunie. Deci abia aștept, băieți, abia aștept să vedeți despre ce este vorba. Sincer vă zic, sunt atât de entuziasmat pentru ceea ce urmează. Și este un lucru pe care trebuie făcut ca să poți, este un start deja. Deci este un start, deci ca să fac tot ok, trebuie să fac lucrul ăsta care trebuie să-l fac marți și să-i schimb uleiul în cutie ca să pot să mă ocup de restul. Restul însemnând volanul, după asta o să urmeze volanul, care o să fie făcut, vă dați seama la Ion ce, dar o să vedem, o să facem ceva, eu zic că mai mișto decât al legumă, sper.
dar sau nu neapărat, dar na, tot ceva de genul. Și eu zic că după care trebuie să o acoperim cu lipuri, difuzoare de soft, să cromăm oglinzile, ce ar mai fi, jante, și cred că mașina este gata. Pentru că n-ai ce să-i faci mai mult. A, interiorul, bam. Și aș vrea, nu știu, dacă uite, că poate știți voi, nu știu, frate, ce să fac cu plafonul ăsta. Deci jur că aș vrea, uite, să fac o colaborare cu cineva din București sau așa mai departe, să-mi fac un plafon negru și de asemenea steluțe în el. Fai de mine cum ar fi. Deci ar fi senzație, senzație, senzație. Ok, hai să o luăm așa ușurel pe aici, că e o groapă de, o gură de canal. Dar v-am zis, asta este situația. Ia să-i dau eu un mesaj lui amicu. Ajung în 5 minute. Știu că nu e bine la volan, dar sunt aproape pe loc. E, uite, las și pe ăsta să se ducă. Du-te, frățioare. Ok. Și nu mă înjurați, pentru că știm cu toții youtuberi celebri care fac story-uri la volan. Pe voi credeți că vine unul din spate cu mâna și îl face? Nu, ei fac la volan și la viteză mult la mea. Așa că mă înjurați, tot stăm pe telefonul la volan, nu e bine. Bine, haide să nu exagerăm, să vă apucați să dați mesaje, romane, să vă jucați, să intrați într-un meci de nu știu ce joc și așa mai departe. Da, totuși, așa, deci mă încântă foarte mult că e răcoare afară, Doamne ajută, n-am mai pornit ACU. Bă, știi, nu e pentru că dar consuma, că să vă zic sincer, mie mașina asta ori cu AC, ori fără AC, mi se pare că consumă tot la fel, nu știu de ce. Un consum de, poate că vă întrebați cât consumă, bă, eu cred că consumă undeva la 12-13 pe oraș, la mersul meu. Cred, bine, am și mers foarte mult în aglomerație în perioada asta, foarte mult, și cred că ăsta e consumul ei. Dar, acestea fiind spuse, uite un A8 mai bătrânel. La semaforul obișnuiesc să o scot pe liber. Bine, uite, s-a întâmplat să o bag iarăși în drive. Da, nu-i problemă, e joystick până la urma urmei. Da, despre ce vorbeam? Că vorbeam despre ceva foarte interesant. A, că nu e problema asta de AC. Dar, frate, m-am săturat să stau cu AC-ul. Mă doare spatele, frate. Mă doare capul zilnic de la AC-ul ăsta. Este prea cald și stând în AC mă doare capul, frate. Vreau odată, uite, să fie așa, să pot să merg fără AC. Sau cu AC-ul dat foarte încet. M-am nenorocit ca persoană, ca om. Uite, este frumos pișentru, băi, suntem pișentru. Ia uite, bă, femeile, bă, au scos să... Ia uite ce frumos, femei care scos să-și scoată, să-și plimbe câinii, copiii și așa mai departe. Așa. Dar... v-am zis, astea ar fi modificările, deci urmează, cred că știți ce o să-i fac. O să-i fac așa. Mergem marți acolo, dar nu vă zic unde. Ia, scrieți în comentarii unde mergem, bine, marți. Voi îl vedeți astăzi, deci unde mă duc eu astăzi? Deci unde mă duc eu astăzi cu mașina? Când vedeți voi car vlogul ăsta, după urmează, cred, ori volanul, ori trimurile interior, Tomahawk-ul o să-l facem altceva, nu vă zic în ce. Iarăși o să vă las să ghiciți, o să fie așa un vlog, wow, wow, wow. Bine, o să fie un vlog, de fapt, nu o să fie în două, acel vlog o să fie într-o bucată, dar hai să vedem. Deja am vorbit cu băiatul pentru treaba asta, dar am niște probleme foarte grave și nu sunt de sănătate, stați liniștiți, dar sper să nu dau și probleme de sănătate după toată perioada asta, pentru că e stresul prea mare, băieți, este stresul prea mare. Și nu... Uneori ai impresia și că nu știu, ai impresia că nu se mai termină, ai impresia că gata, s-a terminat. Bine, toate se termină, toate au rezolvare, dar credeți-mă că uneori îți dorești să nu știu, să se întâmple cu totul altceva. Asta este. Nu pot să vă spun ce este, că n-are important oricum, nu afectează pe nimeni sau chestii de genul. Aoleu, băi, am uitat să deschid și o trapa. Ce cocalar prost sunt. Mamă, și mașina asta trebuie să o spăl neapărat. Astăzi trebuie să mă duc să-i dau un jet rapid pe ea. Doamne, ajută-ne. Ajută-mă, Doamne, că să scap odată de perioada asta. Să se termine totul cu bine. Mă rog, n-are asta importanță pentru voi. Deci, ăștia sunt modificările.
Știu că mi-a mai zis unii, domne, că de ce n-ai foliat și cromurile de la mânere? Bă, îmi plac foarte mult, frate, și mai ales când o să am și oglinzile cromate, ca la S8, păi, de mine o să fie bestie. N-am avut timp să mă ocup de ea, săraca, dar, na. Eu zic că până acum arată bine mașina, oricum arată toată lumea care o vede, mi se pare că are ceva aparte. Pachetul ăsta sport face toți banii, mă mir, au stopat aici, păi de câte ori am înjurat, cred și eu. Asta este. Și urmează multe chestii în viitorul meu. Urmează foarte multe chestii. Ia uite, avem aici o apă. Beți apă, vorba lui Cristianu. Beți apă. Bă, nu zic să nu bezi și suc, că e ok, uite, mai ești la un suc, mai ești la ceva. Nu o să te duci să ieși la o apă, ești la un suc, frate. Dar nu dar să nu exagerați cu sucurile, nu exagerați, să nocive. Așa eram și eu când eram copil, beam. Nu, băi, nici când mă spălam pe dinți nu beam apă. Înțelegeți voi? Nu gustam apa. Și mi-am dat seama că nu e bine. Așa că am ales să nu mai cad în capcana asta. Oh, domnul biciclistul, aveți grijă la bicicliști. Sunt foarte imprevizibili și ei nu vă văd. Săracii de ei. Doamne, odinește-mi în pace morții. Nu știu, doamne, știu. Eu sunt o persoană foarte credincioasă și nu mi-e rușine să o recunosc în fața nimănui. Cine vrea să râdă, să râdă, cine nu, să nu. Eu așa sunt eu. Eu mă închin la fiecare biserică, la cimitire pentru odihnirea morților și așa mai departe. Nu, că nu mi-e greu. Nu știu, așa sunt eu. Sunt creștin. Care este problema? Dacă râde cineva, poate să râdă. Chiar nu mă interesează. Chiar pot să râzi de mine din toate punctele de vedere. Că sunt gras, că sunt creștin, că sunt bârbuit. Bine, acum să fii credincios, s-a ajuns să fie mai mult o, nu știu să vă spun, o ceva de bajocoră, domne, ceva de genul, dacă ești creștin, ești mai înapoiat. Nu, frate, nu, eu știu oameni foarte inteligenți, foarte bine pus social, să zic așa, adică care fac parte dintr-o anumită categorie socială și care sunt creștini și nu le este rușine cu asta, dar vezi tu, nu ești mai fițoși, mai... Doamne, cum să crezi? Înseamnă, deci, sunt unii idioți, n-am cum să-i numesc altcumva, că nu pot. Că n-am, frate, nimica cu cei care statei, nu cred, foarte bine, că nu e foarte bine, dar gen, stai în banca ta, nu mă interesează, nu te urăsc, nu te asta. Dar sunt unii, domne, care dacă aud sau te văd că închin sau cu ăștia, încep și râde de tine și dau coate, de ce prost e ăla. Că el e inteligent, domne. Nu, el e un dobitoc. Și sunt mulți în televiziune care fac treaba asta. Și pe mine unul mă deranjează grav. Bă, frate, nu crezi, este problema ta. Este problema ta dacă nu crezi. Dar nu veni tu să râzi de mine, mă rog. O mică pauză aici. Ok, am rezolvat problema. Am luat ce aveam de luat. Da, și vorbeam despre asta. Bine, uite că am ajuns să vorbim de la un car vlog cu modificările mașinii, am ajuns să vorbim și despre lege. Mă rog, sunt fericit și le mulțumesc celor care au ajuns până aici și îi mai rog o dată să apese pe butonul de like, pe abonare acolo, că poate facem și noi anul ăsta milionul. Bă, chiar trebuie să spăl și o mașină asta, frate, deci ar trebui să o spăl, da? Uite că n-am mai ajuns. Da. Da, și vorbim. Da, am lămurit multe. Uite, vezi, mie îmi place să discut despre chestiile astea pe car vlog. Și uite, acum am un consum de 96, Doamne ajută. Uite că suntem lângă o biserică. Și uite să-i oftim pe ea, care poate au ceva împotrivă. Un consum de 96, frate. De la Beti și până aici. Am traversat centrul orașului. Bine, e și vineri, e vacanță, nu e școală, e ok, da. 96. Am mai stat acum cât am mai stat pornită până am luat asta, că să știți că când stai pe loc cu ea, îi crește foarte mult consumul. Asta am observat instantul ăsta și nu știu, am impresia că ăsta nu prea minte. Adică ăsta se cam ține de cuvânt, cât apare acolo, cam ăla e consumul, știi? Dar oricum, suspensia asta pe pernă de aer este incredibilă. Lamentabil. Da, asta este, băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like pentru mai multe car vloguri. Iar noi, desigur, ne vedem data viitoare cu un nou vlog despre mașină. O să vină un vlog. Vlogul cu ce i-am făcut. Da. V-am pupat.